Nu aș la altă parte. Ce? Oamenii cu câțiva oameni. Papa, eu te filmez, așa vorbești, mata. A doua zi am făcut praznic, a doua zi. Am făcut praznic. Ce fac cu mâncare? Și eu am făcut praznic. Ce, mă mic? Nu e alungat, să noștri, unchiul să noștri. Dacă se... Dacă au coadă, să noștri, dar fără coadă, până să noștri. Dar eu... Toamna cu furieci, oriceva, este aia doreu, dar păi, băi, și eu m-am dus la deal, avem acolo un dată cu roșcanul. Ce, să nu rezistreți, crezi? Da. Și dumneavoastră, hai spuneți dumneavoastră ceva. Arată-ți. A spun Facebook, o să vadă și Dorin. Da? Da. Spuneți Dorin ceva. Hristos a înviat copii. Suntem astăzi de Paște la Pociumbeni. Nu știu dacă vedeți. Eu încerca să spun dacă nu mă prindem. Da, timp. Ograda și fântâna de la Pociumbeni. Se vede. Se vede. Eu vreau să sunați dacă... Nu știu. Cam a plouat, dar ne-am trecut bine. Tanta Mara ca ducei s-a pregătit de primirea oasă să vă bine. Tanta Mara nu se vede acolo, întuneric. Rodică, eu avem că l-o duc la Nușcania. Îl trebuie să curec și eu aveți motul la deală. Acum un lăreu că trebuie să... Tură de cucuieci și unii cocheală acolo, mă gândesc de îngerii, băi, ei vreau cucuieci, dar și eu mă duc la deal, și pilei o flei și vreau cucuieci. Și dacă veniți să-mi spune, că ei, nu trebuie, dacă ați vii să-mi spui că eu mă văd la Pociumbeni, banca trebuie să facă, nu știu cât, de câți ani, au nevoie, să adresați la noi, dar eu eram comerciant. Noi le-am cumpărat coniac, dar ele, da, bani de-am pus la altceva și ne întreabă pe noi, parcă noi avem, știm, că le dă voie să schimbă coniac pe rachiu. Bunica, vină cu aș, mamic. Bunica, vezi să filmăm. Da. Și mă întreba să ne întrebați pe noi. Da. Așa e cu. Paștele au trecut bine, la nivel ăla, în deal acolo, Bogdan și cu Radu joacă tenis de câmp. Cam Bogdan câștigă. El e campion, e campion. El e campion. Azi a plouat, asară a plouat, timp ploios, da? Am mai stat pe afară alea acasă. N-am stat numai în casă. Da, nu. Azi ne-am mers. Așa că veniți la Pociumbeni. La anul. La anul veniți la Pociumbeni și cu băieți. Cărășoare avem. Cărășoare, sunt aici, da, acum. La casă, vă rog, așa era bine, la ora 8, să zic mâine, băi, eu trebuie să mă aud la lumină. Și 8, e ora 3 din noapte. Da, la urmă. La urmă. La urmă era 3 din noapte, unchi, de-am. Papa s-a uitat până la 3 din noapte la televizor și unchi nu putut dormi. Ei, dormi, el astea-mi văzut. Eu, când mi-ai văzut, mă-i îndormit? A pe el pur și simplu închis ochii, nu dormit. Minimul fratelea cu somnul pe la înainte, pe la 11 cumva, mă luat, eu dormit. Pe la 3 băiatele, până la zonă dormite, m-am uitat. Dar am dat în drum încet până când de urmă azi dimineață nu l-am furnit. Bel, mă încet! Mă încet! Da. Da, ok. Ați înghețat aseară, spuneți, cinstit. Nu, a făcut focul. La acolo și era deschis ușa și omniță în cărdură, n-am dormit. Nu a fost foarte bine. Vedeți, nu vă jăluiți. Ascultam slujba asta bisericească la catedrala din Chișinău, direct la televizor și pe urmă adorniem și visam și eu, parcă eram prin biserică. Îmi place în peste date. Dar cei mai mulți se gândea fiera la ruși. Ce 300 de lei de om lua, 200 de lei aici lua. Eu eram comerciant. Când am fost construit, m-a făcut primul secretar. Iar eram comerciant. A venit un de la Răbrășin. Era el cam așa, cam
prins, da, afară, că l-am uit acolo, ea. Atunci n-aș fi el în mine, urzică. Bunica, vin încoace. E că a intrat și curcani în orgaz. Asta când era tot asta, potrus s-o dus, a rămas. Hai, vin încoace. M-am oprit și drurbără să, stau activ mare, drurbără să rămâie, rămâne eu. Vin aici la interviu, la mesager. Vă rezumiți, cum stai tu, cotruță? Asta cu bătrânia, mă, trebuie. Nepoțul din Canada, ce vrei să spui? Cine? Din Canada, spune ce cu Dorin. Încă nu vorbești cu Dorin. Cu Dorin din Canada. Pur și simplu te înregistrez. Ca să-i transmit în Canada. Spune că eu nu știu că pe ce înregistrare, am crezut pe dincolo. Te filmează. Pe dincolo. Te filmează, mă. De-am gata, e târziu. De-am ies, gătit, e de la glop. Am tot mă filmez. Spune că noi facem gardul și eu mâng cu asta fiecare. Cum? Spune tu, te înregistrezi. Dar este Dorin? Nu, nimeni, te înregistrezi pe urmă să te pun, să te vadă-i. Cum, în internet asta. Spune, ce ai de gând să faci cu gardul? Eu mă pot vorbi și tu ce faci mai bine. Asta am smit în Canada asta, hai. Eu Dorin, Dorin, Dorin. Nu-ți va dorit. Ștantivale, așa. Ștantivale, Hristos a înviat, spune. A, tu vrei spui, Hristos a înviat. Valea, ai spus că e sun, dar am luat-o noi înainte și noi suntem toți sănătoși. Acum mă sărăm gardul. Ei au venit cu trei mașini, o grază, și la fiecare trei mașini și 3.000 din ei. Și vreau să facem un gard. La papa. La papa facem gardul. Pornirea a fost 1.000 de lei. S-a început a pune garba, loc, ia să uit prin părți, las tu n-ai treabă cu garda, îi spui numai 200 de la parte. Să facem un gard frumos, când îți veni să aveți pe unde intra pe amândouă porți. Pe era... Ce-ți mai spun? Eu spas... Spune de ce și-a pus în mâncare, făcut azi. Da. Eu ce-ți vorbesc, mă? Tu vreau te ascolti. Ce-i pun în telefon, n-a vorbesc. V-am chis găluști, n-o făcut. Eu când văd cineva, vorbesc, dar nu dacă nu văd pe nimeni. Un telefon. Nu ce cu telefonul, așa e lung și la tot. Nu știu cum vorbesc. Noi tot proști suntem, așa. Nu știm de internet, nu știm de nimic. Asta e vreme ca să știți. Un jeană ești în drum și burghe să murel. Dar altul vede, să proche și îl întreabă, dar cine burghești, că nu-i nimeni. Dar vorbesc cu mine și n-am cu cine. Da, da. Gata. Ajunge că mult.